Și salutare, dragi tovarăși, vă salut din rulota mea panoramică de lux. Săptămâna aceasta s-a lucrat destul de bine, este ultima zi din săptămână, este duminică, mai tras așa scurtuț câte o ploiță pe aici acolo. Și de ce spun panoramică? Ia uitați ce frumos este aici. Vedeți? Cu trapă, cu lumină, cu chiuvetă, dacă vrei, aragaz, cuptor, uite, grill. Deci totul este super frumos. Uitați gardul, cum se vede. Și vreau să vă spun că treaba stă în felul următor. Sper să închid complet cu poarta din spate. Gardul este mai mult de jumătate pe lungime. Acolo mai exact, după căsuță, și urmează încă 25 de metri laterală de acolo. Din partea aceea, iar în față vom face un gard, cum să vă spun, exact așa cum trebuie, cu poartă autoportantă. În spate este poarta pe șină, iar în față va fi autoportant, adică nu va avea o șină cu role cum e cea din spate. Avem un profil foarte șmecher care stă în aer. Îl reglezi la 8 cm, 10 cm, depinde cât vrei. Tot ce este, eu le fac ca proiect, ca prototip, ca prezentare. Pentru că de ce să nu prestezi servicii în țările cu buget și buzunarul gros? Contează foarte mult să ai ce prezenta și contează foarte mult să trăiești ca la hotel de 5 stele plus. Uite-te, aici avem și subwoofer, bass reflex, avem tot ce vrea mușchiul tău. Uite aici cum arată o rulotă șmecheră. Are și toaletă. Aici este una din ele, da? Toaletă, chiuvetă. Ia uitați. Da? Jaluzele. Uite, cabina de duș. O cabină de duș foarte, foarte generoasă. Cu aerisire, cu tot ce este. Tine un cățeluș din când în când și sună alarma la van și a ieșit bodyguardul să anunțe care este acțiunea. Da, este un cățeluș care tot vine. Trebuie să îl pun într-o cușcă și e un câine dintre ăsta, vagabond dintre ăsta de pe stradă. Trebuie să-l prind în cușcă și să-l duc la vreo 30 de kilometri de noi, la un centru de plasament pentru câini. N-am avut timp, nu mi-am pus mintea cu el. Nu vreau să-l omor sau să fac alte chestii. Nu recomand nimănui să omoare animale, ca să nu spună văzul lumii. Trebuie luat și dus la un centru de plasament. Deci, gardul, cum să vă spun, vecinul care este, vecinii, că sunt două parcele de teren, una laterală, una în spate, ne-a încurcat, ce să spun, a spus că pune și el 700 de lei la gard, dar mi-i dă peste 3 săptămâni. Bineînțeles că mi s-a părut o super țeapă, adică după o săptămână mi-a dat de gândit. Noi săpam la temelie, curățam temelia, am pregătit stâlpii, aveam două categorii de stâlpi, de 25 de mm și de 40, fiind prin asociere că pune și el vreo 700 de lei, deși nu erau nici jumătate din, vorbesc din materialul pentru plasa de gard și stâlpi. Nu acoperea nici măcar jumătate, fără să mai pui asta cum se numește. Că noi am făcut mustăți, două, trei mustăți la fiecare gard, fiecare stâlp de gard,
din fier beton, el nu l-a mai pus la socoteală, n-a mai pus agregatele balast, că aici folosim balast, ciment, apa și astea, betoniera, am cumpărat-o noi pentru că avem de construit. Când îl sun pe data de 13 septembrie, spun, domnule, mi-ai spus că pe 13 îmi dai cei 700 de lei. E o sumă simbolică. A dat-o, l-a întors. Că nu mai pune, că nu știu ce, că nu știu cum, că pare de plătit, nu știu ce chestii. Bă, frate, nu-mi plac oamenii neserioși care încurcă lumea. De când am venit aici, în septembrie anul trecut, era vorba să începem gardul. Am mai spus ceva asemănător și în clipurile anterioare, era vorba să începem gardul. A spus că pune și el vreo 20 de stâlpi, că pune și el bani la niște plase bordurate. Văzând că nu pune bani la stâlpi, nu, prima oară văzând, deci pentru 38 de pahare de stâlpi din 2 în 2 metri, cu 5 lei la un băiat care venea cu motoburghiu să dea găuri, costa 190 de lei. I-a spus, a venit băiatul care se ocupă cu stâlpii, este un băiat de localitate, Radu se numește, 5 lei pentru un pahar, mi se pare un preț foarte bun. Mi se pare un preț mai mult decât atractiv. Pentru un pahar la stâlp, la pom sau la ce mai doriți să puneți, viță de vie, 5 lei mi se pare foarte puțin. Și foarte accesibil. Adică, domne, când ai nevoie, se pare foarte puțin. Adică, domne, am nevoie mâine. Băiatul vine, rezolvă cu programul, cu astea și vine și te rezolvă. Mi se pare un băiat foarte ok. Fac programare, spun, uite, mi-ar trebui peste vreo 2 zile, așa. Eram în drum spre Anglia. Și a spus, da. Nu, veneam din Anglia, în România. A spus, da, uite, vin așa. Îl sun seara, cu o seară înainte, spun, uite, nu mai, îmi pare rău, nu mai pot, amânăm puțin treaba, pentru că, uite, omul nu a venit să dea 90 de lei, 900 de mii pentru găurile astea la niște stâlpici. Jumătate, jumătate. Și atunci mi-a dat de bănuit că, uite, bă, frate, nu, venea cu povești, că nu îi are stâlpi, că îi are pe nu știu unde, chestii de genul. Că, ba, cumnatul e, ba, nepotul e la partea cealaltă de parcelă, că nu vor ei să pună bani. Chestii de genul, frate. Eu când am cumpărat terenul, am văzut exact pe numele cui este un teren, stânga, dreapta, cămin cultural în spate. Se văd amplasamentele, se vede lume, frate. Adică a fost primul curent furat, cum se spune, prima minciună de neseriozitate. Încercați să nu vă complicați cu... Nu că nu vă complicați, încercați să evitați persoanele care nu sunt serioase. Asta fac, frate. Deja sunt vreo 3-4 minciunele, micșunele de astea și... cum să spun? Eu un cercul meu de prieteni. Încerc să am persoane integre, serioase, care sunt de cuvânt. Celelalte vă rog, nu știu, eu, de exemplu, vă recomand, nu vă încurcați cu persoane serioase, că vă țin din treabă și, uite, gardul e făcut abia după un an de zile, frate, și încă mai am puțin. Prima oară doream să-l fac cu stâlp de țeavă pătrată, cum am cumpărat. Am cumpărat 16 bare de 6 metri, 16 țevi de 6 metri, au fost tăiate la 2,40 m, iar ce a rămas, capetele de 1,20 m, le-am îmbinat și am făcut 40 de stâlpi. I-am cumpărat toamna trecută. Credeți-mă că din 40 de stâlpi am pus doar 3. Pentru că am pus unul în capăt, unde vine poarta, acolo, și încă 2 în partea cealaltă, pentru a ține sistemul de poartă glisantă. Înțelegeți? Iar ceilalți îi voi folosi la seră,
la magazie îi voi folosi din coace de gard. Și eventual voi pune o întăritură de la ei, de la stâlpi, până la stâlpii care sunt la gard. Asta voi face. Și asta înseamnă că voi folosi eu acei stâlpi. Bineînțeles, și pe stâlpii de 25 de milimetri, care sunt galvanizați, un material foarte bun și pe termen lung recomand stâlpi galvanizați, au costat aproximativ la fel stâlpii aceștia în Anglia, că i-am adus din Anglia. Pentru că, așa cum v-am spus, am chemat un meseriaș acolo care mi-a făcut o mică hală, cum să spun, un mic depozit, unde făceam mobilier vopsit la comandă, în timpul liber, în weekend sau când nu era de lucru în domeniul de care lucram eu, cu prestări servicii, cu diferite activități. Și au trebuit tăiați, i-am adus aici frumos și i-am pus pe ei ca stâlpi de susținere. Am pus plasa sudată sau plasa de Buzău și acest gard este făcut 100% de noi, adică de mine, de femeia mea. Și fetița noastră, Eva, ne ajuta, după ce mai scotea cu tânăcop, mai scotea și ea puțin pământ din temelie. Pentru că plasa am băgat-o 20 de centimetri, încă nu e turnat tot, plasa am turnat, la plasă vine băgat 20-25 de centimetri în pământ pentru a nu ieși, pentru a nu ieși câinele sau să-i intre vreo vulpe sau ceva. Și pe metru linear am ieșit la un preț foarte bun, deci stâlpii de 40 nu i-am pus, îi voi folosi la proiectele noastre. Cum v-am spus, la magazie, la seră, că vrem să facem o seră, deja folosim 14 stâlpi la seră și îi voi îmbina ca să-i fac de 3 metri, pentru că îi bag în pământ 30 de centimetri, voi face temelie roată împrejur, iar la poartă va fi gardul exact așa cum mi-am dorit. Și să revin. Aveam 40 de stâlpi de 40 de milimetri din țeavă pătrată și cumpărasem 3,5 metri cubi, 4 metri cubi special pentru gard. O scândură ca untul, frate. Doream să facem gard orizontal, așa frumos pus, cu distanță, scândură de 15 cm, cu distanța între scânduri de între 5 și 7 cm. Urma să, eu nu pot să spun exact până nu văd cum se așează scândura, să văd. E mai bine mai apropiată, e mai bine distanțată. Așa a fost inițial gardul. Dar văzând că eu sunt vacă de mult sau că lumea crede că eu sunt vacă de mult, nu, se înșeală. Eu sunt trecut prin viață, am văzut tot felul de oameni, v-am spus, în Suceava, la firma familiei, de care am contribuit foarte mult, am pus suflet, la un moment dat aveam 7-8 domenii de activitate. Am văzut foarte mulți angajați, am intrat în contact cu foarte multe persoane, chiar dacă am plecat în Anglia. Eu cu femeia de mână și mi-a luat fata în brațe și așa am plecat în Anglia când avea copilul 2 ani, aproximativ 2 ani când avea Eva. Eu am plecat efectiv că nu mă mai înțelegeam în casa aia. Abia după vreo 3 ani de zile, nu 3 ani de zile, după un an și ceva după ce m-am întors în țară, reluasem cum începuse să comunic cu tatăl meu, care a fost o mare greșeală pentru mine că am făcut acest lucru. Mama era la mijloc, femeia era nevinovată, ea n-a avut nicio vină. Comunicam cu ea, mai vorbea cu Eva, își dorea foarte mult să comunice cu Eva. Am ajuns la înțelegerea că vom separa casa în trei. Că va fi separată în trei. Eu, de exemplu, am avut bani, am scos din buzunar, am
investit în modificări, am separat partea mea de casă. Uite că scade timpul de filmare. Trebuie să fac editare, să lipesc aici. Deși trebuie să scot și placa să o folosesc ca memorie. N-am avut timp să mă ocup. Deși, să reiau, deși ne înțelesesem să împărțim casa în trei, cum era și normal, cei 115 metri pătrați cu un balcon care era sus, trebuia să am și eu un balcon, cum e normal, din două balcoane, unul fratele meu, unul eu. Până la urmă am separat, am băgat banii, aproximativ vreo 5.000 de euro, să spunem, 3.000 și ceva, 5.000. Mai luasem și niște scândură, că doream să fac dușumeaua pentru că tatăl meu avea mulți paleți, cum avea Mangro, a pus scândură de paleți și scârția oribil și cumpărasem eu 2 metri cub de dulapi ca să fac camera de mansardă de 40 de metri pătrați, un 8x5. Era cam 8x4,60 mai exact. Și a fost cam 5.000 de euro, să spunem, la rotund. Cu scândură, cu ce era. Și uite că am băgat banii și anul trecut în toamnă, cine locuia acolo? Când tatăl meu încă trăia prin fratele meu în partea mea de casă. Deci el nu și-a tras nici o zi, nu și-a făcut nimic. Asta e. Unii râvnesc la ceea ce ai tu, în ceea ce investești, în ceea ce îți pui minte la contribuție. Făcuse modificări cu boltă, turnase meseria și șapă pentru bucătărie, pentru astea. Eu doar am subvenționat, am plătit tot ce a fost acolo. Bine că n-am pus centrala. Mai trebuia să pun și centrala, gazul era tras, electricitate, tot ce era acolo. Și asta, ăștia sunt oamenii. După care tatăl meu a murit de la lumânările puse la biserică și Dumnezeu Iisus nu doarme. Și uitați, dragilor, m-am trezit în Suceava fără casă. M-am trezit cu ușa schimbată la partea mea de casă. Nu se apuca, mama n-a apucat să facă actele cu tatăl meu cu așa. A fost foarte rea intenție, foarte multă răutate acolo, foarte multă invidie. Și fratele meu cu nevasta lui locuiesc în partea mea de casă. Dar, cum v-am spus, Dumnezeu nu doarme. Ce pot să spun este că cei care m-au înșelat cu diferite chestii, vor da socoteală. Dumnezeu nu doarme. Și cei care mă încurcă, eu spun că la fel vor da socoteală în fața lui Dumnezeu, în primul rând. Dumnezeu nu doarme. Iar eu nu am înșelat pe nimeni. Nu am încercat să păcălesc pe cineva. Nu am încercat să îmi bat joc de buzunarul cuiva. Și m-am concentrat pe ceea ce fac aici. Dumnezeu să ne ajute și vă doresc tuturor o duminică plăcută. S-a oprit și ploița. Merg să bag treabă, frate, că vreau să locuim până la sfârșitul toamnei, măcar într-o cameră din casa noastră. V-am salutat!